Doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Guvernul Dorin Decean este cabinetul de ministri care guvernează țara începând cu data de 16 februarie. Executivul a fost investit cu votul la 62 de deputați, cum Partidul Acțiune și Solidaritate deține majoritatea în legislativ. Guvernul este majoritar absolut pas. În studioul nostru avem un oaspet special, este șeful cabinetului de miniștri, Dorin Decean. Mulțumesc foarte mult că ați ajuns la. A Basarabiei. Vă așteptăm de mult timp, încă din iarnă. În curând vor fi 8 luni de zile de când ați venit în fruntea guvernului. Vă salutăm și vă întrebăm ce ați reușit în această perioadă de timp și ce nu ați reușit. Mulțumesc, în primul rând, bună seara la toată lumea. Eu merg deseori la țară, merg în satele noastre, merg în orașelele noastre. Iată, aici împreună mă simt ca la ferul ierbii. Mulțumim doamna, tare mult, domn Vreau să apreciez lucrul pe care îl faceți dumneavoastră, anume mergând tot așa în satele din Republica Moldova și cumva colectând problemele dar și aprecierile cetățenilor din, din satele și orașele noastre. Mulțumim pentru apreciere! Republica Moldova are un obiectiv foarte clar trasat de către uh, președinte Sand și anume programul național pentru uh, integrarea europeană. Moldova europeană și corespunzător guvernul livrează uh, tot ce este necesar pentru ca să construim Europa acasă. Avem Dar mai multe. Avem mai multe programe pe care deja le-am uh, implementat. Chiar și astăzi, mai devreme, anunțam cetățenii că deja am dat în exploatare peste 400 de kilometri de drumuri. Doar în luna septembrie am livrat 80 de km de drumuri în regionale. Eu vreau să vă spun că 490 de sate din Republica Moldova au beneficiat de programul Satul European, tot o inițiativă a președintei Sandu. Mai avem încă aproximativ 400 de sate care beneficiază acum de Satul European Express. Pentru aceste proiecte, guvernul deja în ultimii doi ani a Alocat 2 miliarde de lei și, începând cu anul 2024, acest, acest efort va fi dublat. Și atunci, Europa va ajunge în și mai multe uh, sate. Ieri, în Parlament, am avut uh, susținerea uh, fracțiunii uh, PAS pentru ca să putem să creștem salariile uh, la medici, pentru ca să putem să dăm o alocație uh, unică pentru tot sistemul de învățământ. Dar ei vor salarii majorate învățători, cadrele non didactice. La fel am ridicat salariile la o serie de instituții care sunt importante pentru mediul de afaceri, cum ar fi ANSA, cum ar fi agenția Inspectoratul de muncă și așa mai departe. Am spus că vom crește salariile și la judecătorii care vor trece vettingu și priveting-ul, la fel se referă și la procurori. Am crescut salariile la, cel, la cei din sistemul judiciar, mă refer la grefieri și alt, alt personal tehnic din cadrul instanților care muncesc foarte mult, dar tot atunci am zis că sistemul justiției este dator întregii societăți să uh, finalizeze procesul de uh, auto, autocurățare. Acum, uh, suntem recunoscători polițiștilor, salvatorilor, uh, carabinierilor, care în toată această perioadă au avut, uh, au avut sarcina să asigure uh, securitatea în Republica Moldova, necătând la toate atacurile hibride pe care uh, le-am uh, le avut de uh, înfruntat și corespunzător și lor le-am alocat uh, buget uh, suplimentar. În primăvară, dacă vă amintiți, am făcut un efort și am redus tarifele la gaze. Continuăm să muncim, uh, să avem uh, o diminuare uh, în acest sens. Am redus tariful la uh, energia electrică, este evident că acest efort de susținere a, a cetățenilor este încă insuficient, dar a, guvernul identifică toate resursele care sunt necesare pentru ca să putem să susținem și cetățenii și mediul de afaceri. Un efort special l-am depus pentru a, fermierii noștri. În acest an, dincolo de a, cei peste 1 miliard și a, 600 de lei care au fost a, alocați. De, mii de lei. Da, 1 miliard de 600 de mii de lei care au fost alocați inițial. Noi am alocat încă 400 de milioane pentru ca să putem să susținem uh, suplimentar uh, fermierii. Și pot să continu... și acum nu ar mai fi motive ca fermierii să-și aducă tehnica în stradă și să protesteze în inima Chișinăului? Eu, uh, încă o dată, trebuie să fim responsabili și trebuie să răspundem necesităților tuturor uh, cetățenilor din uh, Republica Moldova. Noi înțelegem care sunt problemele fermierilor și uh, în măsura în care uh, reușim uh, să împăcăm toate Interesele care trebuie să ținem cont de ele, mă refer și la învățători, și la medici, și la alte categorii de angajați publici. Iată, noi am făcut acest efort suplimentar, l-am oferit agricultorilor și ne așteptăm și agricultorii să înțeleagă că noi, cu toții, ca și țară, suntem o familie și respectiv trebuie să găsim echilibru corect. Pentru că noi mergem împreună pe parcursul nostru. Am discutat cu reprezentanții cadrelor didactice, cei de la sindicate și ei spuneau că acum sunt în dialog cu autoritățile, dar și Pedagogii vor un salariu mai mare, nu vor, nu se mulțumesc doar cu acest spor pe care l-ați oșerit acum. Nu înțeleg și noi muncim în continuare ca să putem să avem creșteri salariare pentru, pentru toată lumea. Și asta vom, asta vom, vom face. Domn premier, da, între timp, opozanții, cei care sunt în opoziție în Parlament, spun că vor înainta o moțiune de cenzură guvernului Recean și motivul pe care îl invocă ei este că Moldova ajunge la o sărăcie și mai mare decât a fost, ar fi fost. Eu cred că noi am răspuns aceste emoțiuni, am fost și am uh, prezentat o realocare de uh, realocare de 1 miliard 600, unde am suplimentat uh, salariile medicilor, am uh, suplimentat uh, cu acest supliment unic pentru uh, cadrele didactice, pentru uh, polițiști, salvatori, uh, carabinieri, am suplimentat bugetul pentru uh, AIPA, pentru agricultori, pentru fermieri, am suplimentat bugetul pentru uh, drumuri uh, și pentru uh, proiecte de dezvoltare de infrastructură. Eu cred că asta este un răspuns normal. Vreau să mai accentuez că acest lucru este posibil pentru că Republica Moldova este ajutată de partenerii noștri uh, europeni, este ajutată de România, foarte important de uh, accentuat, de Statele Unite și de alți uh, prieteni ai noștri și noi. Facem față acestor, acestor dificultăți. Vreau să transmit un mesaj opoziției să se uite în jur și să vadă că noi suntem în zona imediată a războiului, a agresiunii Rusiei în Ucraina și asta ne afectează. Iar ei se fac ca asta nu, nu, se întâmplă. Ei se fac ca asta, noi, noi trăim cumva așa, într-o, pe o insulă undeva, izolați de aceste probleme. Așa că ei când merg la Moscova, să-și convingă iubiții lor de acolo ca să stopeze războiul. Admiteți totuși că profesorii ar putea să iasă în stradă? Noi avem un dialog continuu cu uh, toată lumea, inclusiv cu uh, cadrele uh, didactice, și eu sper toată lumea să vadă efortul sincer a guvernului pentru ca să satisfacem uh, toată lumea. Mai este timp puțin și începe sezonul rece, Dumneavoastră ați încercat să spuneți că guvernul este pregătit mult mai bine pentru acest sezon în comparație cu ce a fost iarna trecută, dar mulți cetățeni că se mai întreabă, vor fi diminuări la tariful pentru consumul de agenți de resurse energetice, reamintesc în primul rând noi, gazele. Re, reamintesc că noi deja am făcut o micșurare substanțială a prețului la gaz. Înțelegem că sunt categorii de populație care trebuie să fie susținute, și noi vom ținti foarte bine ajutorul uh, pentru uh, vulnerabilitatea energetică, și în noul uh, sezon. Am să repet ce am mai spus: Republica Moldova niciodată nu a fost mai pregătită pentru sezonul de iarnă decât este acum. Avem suficiente rezerve de gaze uh, naturale pentru ca să putem să trecem. Cu bine de această, de această iarnă și toți cetățenii care au nevoie să fie susținuți, vor fi susținuți de, de către guvern. Dar șeful de la Moldova Gaz a dat acea veste precum că până la sfârșitul acestui an e puțin probabil nu, nu Moldova, ca să fie diminuat tariful, uh, 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 tariful la gaz. Determin fie tariful la gaz, fie ce va face guvernul pentru cetățenii care au nevoie de ajutor. La capitolul resurse energetice, relația Republicii Moldova cu Federația Rusă, cum se prezintă? Pentru că, pe de o parte, se insistă pe ideea că Moldova nu mai importă gazul de la gigantul rus, iar pe de altă parte, ceea ce se duce pe malul stâng al Nistrului este, într-un fel, tot un ajutor pentru întreaga Republică Moldova, pentru că de la Cuciurgan se cumpără energie Energia se cumpără la un tarif mai ieftin, și atunci. Noi avem responsabilitatea să asigurăm în această perioadă foarte dificilă și de crize multiple tarifele cât mai mici la energia electrică. Și asta facem. Și în continuare vom asigura nivelul minim de tarife. De asta și este nevoie să procedăm judicios. Și această înțelegere pe care o are malul drept cu malul stâng va fi stabilitate la capitolul livrare de energie Guvernul energetică? Guvernul a că are o capacitate să gestioneze aceste, aceste situații și și, respectiv, după cum am zis, întotdeauna noi vom avea cel mai, uh, cel mai mic cost posibil al energiei. Uh, această asigurare cu energie electrică mai ieftină înseamnă că Republica Moldova va continua să ofere această posibilitate uzinei metalurgice de la Râmnița să-și continue activitatea și doar... Vreau să, vreau să accentez următorul lucru. Uh, noi, guvernul, avem această responsabilitate și deja o realizăm ca toți agenții economici și cetățenii Republicii Moldova din stânga Nistrului, pentru că sunt cetățenii Republicii Moldova, să fie integrați în spațiul nostru economic și fiscal. Și probabil deja ați observat că inclusiv companii ca și cea pe care ați menționat-o plătește taxa ecologică în se conformează încet, încet. mai departe. Noi am început, cum am zis, gradual, să, să integrăm în spațiul spațiu fiscal al Republicii Moldova. Și totuși, Moldova Gaz are un contract cu Gazprom, -ul. el are prevederi, prevederile trebuie să fie respectate și în continuare. Dacă gazul din Rusia ar fi mai nu ieftin, ar accepta nu Republica Moldova. De exemplu, astăzi acum este, nu. este mai, mai scump, dar, cum am spus, Republica Moldova are suficiente rezerve de gaz la prețuri inferioare la ce poate oferi Gazprom astăzi și corespunzător noi ne vom asigura că avem cel mai mic preț în continuare iar cei care au nevoie cetățenii care au nevoie să fie asigurați cu resurse financiare suplimentare pentru ca să-și plătească facturile la energie. Dacă centrala de la Cuciurgan nu ar produce acest gaz și nu l-ar cumpăra malul drept, atunci ce s-ar întâmpla cu această regiune? Este, este un uh, lucru foarte important să înțelegem că ăștia sunt cetățenii Republicii Moldova și corespunzător, uh, guvernul va trebui uh, și va uh, interveni pentru ca să protejăm interesele, uh, interesele cetățenilor Republicii Moldova, fie că ei sunt pe uh, malul drept, fie că ei sunt pe malul stâng. Se apropie ziua când Republica Moldova ar putea să zică că scapă de noțiunea aceasta de separatism? Uitați-vă, noi uh, trebuie să uh, fim înțelepți și corespunzător atunci când această posibilitate uh, va apărea, noi să fim uh, pregătiți pentru dânsa și uh, guvernul este pregătit. Chiar dacă Rusia și mai menține acolo trupe. Uniții... Uh, Rusia Rusia nu poate, nu poate să intervină la. Uh, în Transnistria și, corespunzător, guvernul are toate uh, mijloacele necesare pentru a asigura pacea și stabilitatea. Guvernul este disponibil astăzi să prezinte un plan de reîntregire a celor două maluri ale Nistru. Ceea ce este important este să, în, acest, în această perioadă foarte dificilă și cu agresiunea Rusiei în Ucraina, a, guvernul să asigure pacea și stabilitatea și pe malul stâng și pe malul drept. Și asta facem. Republica Moldova a făcut un pas important, un pas mare, unii spun, pentru a se apropia și mai mult de Uniunea Europeană. Iată că de la Bruxelles a venit această veste îmbucurătoare că până la sfârșitul acestui an ar putea Republica Moldova să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană. E pregătită Republica Moldova să înceapă aceste negocieri, ținând cont că dacă analizăm, sunt evaluate cele nouă recomandări, totuși mai sunt restanțe. Uitați-vă, rezoluția Parlamentului European în esență confirmă faptul că Republica Moldova, guvernul și-a făcut tema pe acasă, iar Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și în mod special președinta Sandu au putut să prezinte aceste realizări tuturor membrilor Uniunii Europene. Și au am ferma convingere că noi mergem în direcția corectă. Sarcina guvernului a fost să asigure implementarea celor nou condiționalități și, după cum am spus, rezoluția Parlamentului de ieri confirmă acest efort realizat. Eu totuși am să insist să vedem ce se întâmplă în domeniul justiției, pentru că tot mai multe voci spun că a ieșuat reforma în justiție și că în doi ani și jumătate aproape că s-a bătut pasul pe loc și că ceea ce s-a făcut în cadrul pre-vetingului, vetingului, ce urmează, e metoda nu cea mai bună care ar fi fost aplicabilă pentru Republica Moldova. Am auzit voci de peste prut spunând că Parcă parcă s-a șchiopetat. Uitați-vă, noi după 32 de ani de uh, corupție, deodată ne-am trezit cu toții experți în acest uh, domeniu. Ceea ce eu vreau să menționez este că în 2 ani de zile, în 2 ani de zile s-a depus un efort enorm pentru ca sistemul justiției, mă refer la judecători și la a procurori, uh, prin uh, organele lor de autoguvernare să se uh, curățe. Asta este sarcina lor. Guvernarea atât fracțiunea parlamentară, cât și guvernul, a pus la dispoziția judecătorilor și procurorilor absolut toate instrumentele legale necesare pentru ca ei să facă acest lucru. Mai mult ca atât, cu asistență externă și cu experți străini, avem Comisia de Priveting și Comisiile 2 și 3 de uh, Veting ca să facem acest exercițiu excepțional de a curăța uh, sistemul care uh, a fost uh, corupt uh, de bune ani de zile. Eu înțeleg faptul că nu suntem satisfăcuți de rezultat. Și eu nu sunt satisfăcut de rezultat. Atunci când văd un criminal care trebuie să stea la închisoare, primblându-se pe stradă, bând cafea la, la terasă, eu sunt foarte nemulțumit. Și de asta am zis, minoritatea asta coruptă din sistemul judecătoresc și din sistemul procuraturii, Trebuie să fie curățată tot de judecători, tot de uh, procurori. Și guvernul. Uh, guvernarea a făcut tot ce este necesar ca judecătorii și procurorii onești. Să-și asume responsabilitatea, să facă un pas înainte și uh, să meargă inclusiv împotriva colegilor care sunt uh, corupți. Eu știu, asta este câteodată dificil, dar uh, asta este un pas care trebuie să-l. Uh... Dar această minoritate despre care vorbiți dumneavoastră, ea este încă dominantă? Uh, o parte din ei încă au rămas în uh, sistem, și atunci noi vedem uh, decizii pe care uh, nu pot să le califice altfel decât ilegale. Și uh, corupte, cum uh, am spus, oamenii, în loc să stea la închisoare, noi parcă se repetă același uh, film. Uh, întâi, spectacol cu uh, trei zile, uh, nu știu, într-un izolator CNA, după care trei ares luni. Arest la zile, domiciliu, uh, acasă, în confort, după care uh, persoane respective se permite să se prindă în toată țara, după care să zice peste hotare. că, haideți ne ducem nu știu unde peste hotare că am obosit să stau atâta în Republica Moldova mă duc în vacanță. Deci este inacceptabil. Este absolut inacceptabil și, dar pe de altă parte avem anumite rezultate și trebuie să le menționăm. Unul este că în sfârșit avem un Consiliu Superior al Magistraturii dar cu toate problemele care mai există și care mai apar nu că ar fi probleme, sunt niște eroi, dar ele trebuie depășite și uh, de mers uh, înainte. Avem aeroportul care este înapoi în gestiunea statului. Îl avem în sfârșit pe cetățeanul Șor, condamnat, pentru că a durat uh, aproape 10 ani ca să, uh, ca să se miște Condamnare, dosarele. dar fără ispășire deocamdată de pedeapsă. O să ajungem și, o să ajungem și uh, acolo. Avem și alte dosare pe care s-a avansat. Și instituțiile statului și-au consolidat uh, capacitatea. De unul am văzut cum uh, l-au prins de mână cu uh, peste 500.000 de, de, de euro pe, pe unul, anterior i-au prins pe ăștia care încercau să distribuie cardurile astea uh, de la o companie din uh, Dubai, anterior au, au uh, confiscat uh, peste 2.000 de cartele pe care, tot așa, se aflau bani. Deci, lucrurile se mișcă înainte, sunt de acord, nu suntem satisfăcuți de această situație și, respectiv, vom insista în continuare sistemul să se autocurăță. Și, totuși, este o mare provocare să știe eh, opinia publică cum se contabilizează acești bani murdari care se primblă prin, prin teritoriul Republicii. Deci, o, după cum a observat instituțiile statului, tot mai mult și mai mult capturează aceste fluxuri financiare. Ei încearcă, iată acum, să schimbe modalitatea, adică să nu dea căști, să dea aceste carduri. Iată, am intervenit și peste aceste lucruri. Mai utilizează ei instrumente cripto, dar noi vom merge în continuare și vom tăia aceste posibilități. Dar, la fel de important este justiția să-și facă treaba și cei care trebuie să stea la închisoare să nu distribuie în continuare bani să influențeze diferite procese, inclusiv procese electorale. A trecut ceva timp, se pare că suficient de când au avut loc alegerile pentru Bașcan în Oteaga Gauzia și deocamdată finalitatea nu e clară. Totuși au fost încălcări de lege sau nu au fost cine sunt pedepsiți? Așteptarea, așteptarea mea este foarte clară și am mai spus-o, justiția să ducă actul justiției până la capăt și să pedepsească absolut orice persoană care a încălcat legislația electorală și a corupt, a corupt alegătorii din Găgăuzia, alegătorii care sunt cetățenii Republicii Moldova. Până la urmă, Bașcana Guțul ar putea să ajungă să fie membru din al executivului sau încă nu e clar? Primul lucru ce trebuie să se întâmple este, cum am spus, aceste dosare și justiția uh, să-și ducă, uh, să ducă mandatul până la cap. Dar, la capitolul, reforma justiției, mingea se află în terenul cui? În terenul politicului în sau în. În terenul judecătorilor și procurorilor. Și... Ei trebuie să își formeze organele de autoguvernare, la CSM vedem progrese, la uh, CSP încă uh, urmează și, respectiv, asta este cel mai important lucru în această reformă, este să ne asigurăm că în sistem Uh, uh, au rămas doar oamenii integri, oamenii uh, profesioniști, dar uh, categoric integri. Opoziția crede că îi căutați pe cei care trebuie să fie loiali guvernării. Avem o comisie independentă din experți străini uh, și grija principală este integritatea acestor, acestor judecători și uh, procurori. Uh, asta este. Dumneavoastră mergeți cu regularitate în teritoriu și bănuiesc atunci când discutați cu omul simplu și el vă vorbește despre ce crede el despre calitatea actului justiției în Republica Moldova și mulți dintre ei se plâng de nedreptate și ce spun că anume această nedreptate îi face pe unii să facă valiza și să ia calea străinătății. Discutați și cu omul de la ferul ierbii, discutați și cu partenerii externi pentru că și ei sunt foarte mult preocupați de reforma uh, acestui sector Judiciar. Iată, până la urmă, credeți că sunteți suficient de convingători că s-a trecut la capitolul realizare de forma în justiție ca Moldova să poată să înceapă negocierile? Noi am, am, am spus. Noi încă avem foarte mult de lucru în domeniul justiției. Cât? Un an, doi? În, 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 în țări, asta poate să fie și 5 ani, 6 ani, și 10 ani. După cum am spus, în acești 2 ani, doar 2 ani, sunt anumite progrese. Am spus, sunt personal nesatisfăcut încă de rezultat. Pe de altă parte, noi vedem câtă rezistență este în acest sistem. O rezistență enormă. Dar după cum am spus, noi o să spargem această rezistență. Domnule premier, uh, se pune și se insistă că Moscova ar avea mari interese și inclusiv oferă sume mari de bani pentru anumiți politicieni ca să cum să zic să. e transparent, ei asta o spun, noi o vedem. Cine o spune? Uh, Moscova niciodată n-a spus că finanțează un partid politic un lider politic dar, dar, dar atunci când îl finanțează pe Șor, atunci când finanțează gruparea criminală Șor, care acum iată încearcă să-și diversifice Numele. Ei doar își diversifică numele. Dar vedem aceiași oameni implicați, aceleași fluxuri financiare care vin de la Moscova. Și indirect, sau și direct, acum putem să spunem că Moscova și-ar dori o răsturnare a situației în Republica Moldova, să înlăture pe cei care guvernează și să-i aducă pe alții. Moscova întotdeauna și-a dorit să uh, controleze ce face Republica Moldova. De ce? Moscova întotdeauna și-a dorit ca Republica Moldova să fie în uh, sfera lor de interese și să uh, poată să influențeze, în primul rând, uh, politica externă a Republicii Moldova. De acolo se și memorandumul COZAC, dar și. Încercările astea disperate de a stopa Republica Moldova din uh, parcursul european. Acum când Republica Moldova mai accelerat. Ca niciodată construiește Uniunea Europeană acasă, construiește acasă. Atâta timp cât uh, Rusia nu poate să asigure bunăstarea la dânsa acasă, încearcă să-i oprească și pe alții, uh, cum ar fi Republica Moldova, din procesul de a creștere uh, bunăstarea fiecărui uh, cetățean. De asta ei se tem, că noi în sfârșit o să uh, începem să trăim... Uh, ca și în Europa, și lor asta nu le uh, convine. Ei vor să țină țări ca Republica Moldova, cu conflicte înghețate, uh, cu uh, diferite probleme și uh, provocări hibride, pentru ca noi să nu putem să progresăm. Și acum, mai mult ca niciodată, s-a răcit această relație moldorusă? Dar cum poți să ai o relație cu un agresor? Iată cum poți să ai un, o relație uh, cu uh, un agresor care ucide oameni, ucide femei, ucide uh, bătrâni, ucide copii în uh, Ucraina. Dar ce arată sondajele de opinie? Când practic fiecare al doilea, al treilea cetățean e de partea lui Vladimir Putin în această. Uh. Confrontare militară, război. Aici, aici este sarcina guvernului să comunice mai mult a, a, a politicului responsabil să comunice mai mult cu cetățenii pentru ca să i explice care este situația de facto. Este sarcina instituțiilor să întrerupă canalele de propagandă și aici vreau să apreciez efortul dumneavoastră și altor colegi din presă care își fac bine meseria și explică cetățenilor Cine este a, agresorul? De ce? și pune la îndoială aceste narrative false și toxice că Ucraina sau Vestul ar fi vinovat de războiul și de agresiunea Rusiei în Ucraina. Doar că mesajul deocamdată, mesajul adversarilor politici pentru bazenul lor electoral e mai convingător ceea ce spun unii lideri de formațiuni politice referitor la relația cu Federația Rusă. Am auzit că printre priorități pentru unii ar fie inaugurarea unei rute avia Chișinău, Moscova și tot așa. Au fost multe declarații de când a izbucnit acest război rus în Ucraina. Eu nu am o problemă cu cei uh, care uh, au, o, uh, au anumite alegeri uh, fie pe dreapta, fie pe stânga, fie în vest, fie în est. Problema este atunci când se uh, comunică narative false, problema este atunci când există trădare de patrie, problema este atunci când se utilizează bani murdari, problema este atunci când se finanțează ilegal campanii electorale, când se finanțează ilegal uh, uh, campanii de dezinformare la televiziuni, Telegram, uh, TikTok și așa mai departe. Iată, aceasta este uh, problema, și aici instituțiile statului, justiția, trebuie să intervină și să. Pedepsească. Trădători de patrie ar avea mulți Republica Moldova? Sunt suficienți. Coloana a cincea, despre exact. care s-a vorbit sunt atât de mult, dar după cum ați observat, instituțiile statului tot mai mult și mai mult își cresc capacitatea, îi, îi, îi intervin. Ne așteptăm justiția să ducă acest act al justiției până la capăt, și toată lumea asta să facă închisoare. Moldova cu un procuror general ad interim poate face pași concreți ca să livreze rezultate mai convingătoare? Acum, acum urmează să avem noul CSP. Bun. Așteptăm Comisia Pri, Priveting să ia decizii pe cei trei. Procurori care au contestat în Curtea Supremă de Justiție decizia anterioară. După asta ne așteptăm cât de curând și în maxim 10 zile să avem adunarea generală a procurorilor, să avem csp nou și să anunțe concurs pentru procurorul general, să zicem așa, plenipotențiar. Până la sfârșitul anului ar putea Republica Moldova așteptarea, să aibă așteptarea, un procuror general cu acte în regulă? Așteptarea mea este așteptarea cât să de curând. Mulțumim. Să revenim la relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Miza cea mare e că această perioadă de preaderare ar însemna ca multe fonduri europene să fie direcționate către Republica Moldova, iar Republica Moldova să încerce cu aceste fonduri de preaderare să aducă această bunăstare atât de mult așteptată de cetățenii Republicii Moldova, pentru că, în caz contrar, tot în fiecare zi se numără, numă, se numără oamenii care aleg străină. Haideți să vedem cât de pregătită este Republica Moldova să poată să absorbă aceste fonduri care vor fi oferite din moment ce începe această perioadă de negocieri cu Iene, cu Uniunea Europeană. Într-adevăr, ați, ați observat corect țările care au parcurs deja această etapă și noi vedem asta, așa am văzut în România, în mod special, cel mai mare salt în dezvoltare. A fost în această perioadă de preaderare, când României, dar și alte țări care au avut același parcurs, i-au pus la dispoziție fondurile de preaderare și le-au mers în investiții, în satele noastre, în orașele noastre, în grădinițe, în apeduct și canalizare, în drumuri, în școli, în universități, chiar și în monumente de cultură. Aceste fonduri au construit Europa în România. Acum, le vor construi și în Republica Moldova. Noi tot trebuie să depunem efort, să muncim, să muncim mai mult, să construim această capacitate de asimilare. Noi, în acest exercițiu fiscal, i am avut discuții și zilele asta este misiunea Fondului Monetar Internațional și avem o apreciere pozitivă în ceea ce privește capacitatea crescută a asimilării fondurilor. Inclusiv din fondul rutier, din fondul de subvenționare a agriculturii, același fond care, fondul național de dezvoltare regională care finanțează programul Satul European, fondurile care merg în domeniul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Și da, noi avem nevoie de mai multe resurse și obiectivul nostru este să trecem la această etapă de negocieri, ceea ce înseamnă preaderare, corespunzător să accesăm acele, acele fonduri. Guvernul a prezentat viziunea pe termen lung în domeniul infrastructurii, va prezenta și în domeniul energiei regenerabile, eficiențe energetice și schimbările de mediu și corespunzător Acolo vor fi canalizate investițiile în următorii ani. Dar cel mai mult ce așteaptă și cetățenii o dezvoltare rapidă a economiei, pentru că dacă nu va avea Republica Moldova o economie dezvoltată, nu va putea crea locuri de muncă, nu va putea Correct. atrage investiții, nu va putea mări salariile, să-i motiveze pe cetățenii Republicii Moldova să pună și ei umărul la dezvoltarea țărilor, atunci va fi mult mai greu. Absolut, absolut corect. De asta, acest uh, guvern, guvernul pe care îl conduc, este. Foarte focusat, anume pe dezvoltarea economică. Uh, programul 373, care subvenționează dobânzile la investițiile efectuate de întreprinderile mici și mijlocii. Acolo mai este și o componentă de grant. Acolo mai este și o componentă de asigurare a creditului pentru companiile care nu au uh, suficient gaj. Mai departe, subvențiile care merg, merg în întreprinderile uh, mici și uh, mijlocii care sunt procesatorii agricoli, subvențiile din agricultură din fondul AIPA, debirocratizarea pe care o implementează agresiv în sens pozitiv a cuvintului Încă cu vicepremierul Alaiba. Mai departe, a, procesul de digitalizare platformele economice, gen zona economică liberă și parcurile IT. Toate acestea sunt, au obiectivul să stimulăm creșterea, creșterea economică. Așa sau altfel, domn premier, totuși bugetul este unul consumist. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că am trecut printr-o criză foarte dificilă. Atunci când în, s-a început criza energetică, ea a fost amplificată de războiul Rusiei în Ucraina. Vă reamintesc că prețurile au crescut de 7 ori la gazele naturale, de 4 ori la energia electrică și atunci am avut obligația ca și guvern, ca și guvernare, să ajutăm păturile vulnerabile, să ajutăm toți cetățenii Republicii Moldova să depășim împreună această perioadă de criză uh, dificilă. Și respectiv, uh, jumătate din uh, facturile la energie din uh, sezonul 22-23 au fost achitate de către, din uh, fondul uh, de uh, reziliență energetică sau vulnerabilitate energetică a guvernului. Și totuși revenim la ideea că trebuie repornite motoarele economiei, economia trebuie să genereze bani, banii să fie investiți. Uitați-vă, toate programele gen satul european. Asta înseamnă creștere economică. Pentru că asta înseamnă agenții economice să execute lucrări pentru necesitățile la nivel local. Toate proiectele de infrastructură, la fel, acești bani se duc în economie. Toate proiectele care sunt investițiile în eficiență energetică, în energie regenerabilă, fotovoltaică sau eulian, aceste acești bani contribuie la creșterea la creștere economică. Economia tenebră încă e în proporții mari? Este, este o problemă pe care, în mod special, serviciul fiscal o abordează. În ultimele șase luni avem un progres accentuat, în, în, în măsura în care noi am colectat în această perioadă peste 2 miliarde de lei suplimentar de la companii care anterior niciodată nu au plătit uh, impozite. Acesta este progresul nostru în acest uh, domeniu și vom, uh, vom continua. Chiar dacă numărul uh, de controle fiscale a scăzut uh, dramatic, veniturile din. Uh, uh, Fiscalitate au crescut după cum v-am spus. Ce se crede în societate că mai există încă suficiente scheme de contrabandă, de evaziune fiscală, de mișmașuri făcute, fie la vamă, fie. De asta și ne dorim o reformă a justiției și corespunzător, procurorii să investigeze, judecătorii să pedepsească absolut orice. Uh, 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 inițiativă de acest gen. România a ajutat și ajută foarte mult Republica Moldova și se consideră că relațiile acum sunt într-o ascensiune de invidiat și pe un mal și pe celălalt mal al Prutului. Haideți să vorbim despre relația moldo-română și probabil iarăși vom insista să aflăm ce își dorește Republica Moldova de la România oferindu-i acest statut de avocatul țării pe parcursul integrării europene. Că se preia experiența României pe pentru că mai vin și foști negociatori șefi ai României pe care i-a avut în timpul negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană, la Chișinău și împărtășesc din experiență ce așteptări mai are Republica Moldova de la România. Cred că nu, nu a existat o relație mai bună decât există acum. Există o relație foarte bună între președinta Sandu și președintele Iohannis. Eu am o relație prietenească și foarte bună și cu actualul premier Ciolacu și cu fostul premier Ciucă. Noi ne auzim, ne schimbăm cu mesaje, ne sfătuim la fiecare una, două zile, participăm împreună la diferite. Evenimente și România joacă un rol determinant, un, jo, un, un, un rol critic în, în ajutarea Republicii Moldova și în parcursul european al Republicii Moldova, dar și cu lucruri foarte concrete. Mă refer la faptul că România ne-a salvat în anul trecut, atunci când am avut problema Criza cea energie, mai mare cu asigurarea cu energie. Cu energie electrică. România întotdeauna a fost disponibilă să intervină. România a oferit resursele financiare care sunt necesare Chișinăului pentru ca să poată să investească inclusiv în programul satul european. Apropo, există... cât la sută acopere România financiar din proiectele cam, din cam, acest program satul european? 2 miliarde, cam, cam 10%. Cam 10, la, cam 10%. Eu, eu vreau să mai accentuez un lucru foarte important. Noi ne dorim câte mai multe investiții românești aici. Și să vorbim. Astea. Am auzit despre intenția de a privatiza Red, Red Nord, da? Am mai auzit de intenția României de a privatiza portul Giurgiulești, care astăzi este stăpânit de BIRD, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. A fost o declarație a omologului dumneavoastră de peste prut. Noi întotdeauna avem un schimb, un schimb de păreri și noi salutăm acest interes, și întotdeauna vorbim despre faptul că ne dorim capitalul românesc să vină aici, în, în Stânga Brutului, și este foarte, foarte important să intensificăm aceste relații. Uitați-vă că Vestmol Transgaz, care este. Compania fiică a Transgazului Românesc acum gestionează rețeaua de transport de gaze naturale din Republica Moldova. Avem planuri să construim rețele de transport de energie electrică între Republica Moldova și România, integrându-ne în rețeaua europeană de transport de energie electrică. Avem o creștere a investițiilor în domeniul energetic, în domeniul agriculturii. Deci, agenda, agenda noastră bilaterală este în creștere. Asta dincolo de afinitățile și agenda noastră pe domeniul culturii, învățământului și așa mai departe. Dar, la modul serios, acum se va discuta despre aceste privatizări? Da, noi, noi întotdeauna avem acest dialog și, cum am spus, Dorința, dorința și așteptarea mea este mai mult capital românesc aici. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine că este un segment al societății care insistă pe ideea că mai bine scoaterea hotarului de la Prut și mai puțin să se chinuie Republica Moldova pe acest drum de integrare europeană. Ce le răspundeți celor care cred că atât de ușor s-ar ajunge la acest ideal, la acest diziderat de unire a indiferent României cum ajungem cu Moldovei în, cu România? Indiferent cum ajungem în Uniunea Europeană Trebuie să muncim. Noi trebuie să muncim. Asta e foarte important noi să înțelegem. Indiferent, repet, indiferent cum ajungem în Uniunea Europeană, tot noi trebuie să muncim. Am vorbit despre relația cu România, să vorbim și despre relația cu un alt vecin, pentru că Republica Moldova are doi vecini, România și Ucraina. Moldova a arătat acest sprijin mare pe care îl acordă Ucrainei acum când este ținta agresiei ruse, dar sunt multe probleme în relația dintre Chișinău și Kiev, de la securitate până la ecologie. Mai reușiți să găsiți timp ca să discutați și alte probleme decât cele care țin de securitate? Republica Moldova în primul rând noi, noi, noi mulțumim Ucrainei ucrainenilor pentru curajul de care ei dau dovadă și pentru uh, faptul că astăzi în Republica Moldova, dar și într-o bună parte din uh, Europa, este pace, este securitate. Ucraina este un vecin foarte bun al Republicii Moldova. La fel am discuții uh, destul de frecvente cu uh, premierul Așmihal, uh, la toate subiectele, și la cele care sunt mai dificile, dar și la cele care sunt curente și care apar atunci când este vorba despre infrastructură, atunci când este vorba despre deschiderea unui nou punct de frontieră, dar, evident, discutăm și foarte mult la capitolul securitate. Cred că Republica Moldova și toată lumea are. Obligația să susțină Ucraina. În același timp, găsim întotdeauna modalități de a rezolva și problemele existente. Iată, mai recent am agreat și am găsit o modalitate cum să stabilizăm prețurile în regiune la cereale. cereale. Ori asta era cea mai mare cumva așteptare și în Republica Moldova, dar și în România și în alte țări europene. Sunt 590 de zile de război, o situație destul de complicată, dar totuși, pentru că atât de mult s-a vorbit despre acest tranzit și faptul că ar afecta inclusiv activitatea unor agricultori din Republica Moldova, să vă întreb în cunoștință de cauză, la fabrica de uleiuri din Bălți a ajuns cantitatea cea mare de floarea soarelui? O anumită, o anumită cantitate, dar încă nesemnificativă în Raport cu uh, anul trecut uh, a ajuns. Uh, după cum am spus, am convenit uh, împreună cu Ucraina asupra, uh, asupra unui mecanism pentru ca să stabilizăm uh, prețurile și să ne asigurăm că uh, fermierii noștri au prioritate în acest sens. Dar Republica Moldova exportă și ea mărfuri pe piața ucraineană? Da, da, foarte. Noi, noi exportăm uh, acum tot mai mult și mai mult. Uh, băuturi am înțeles băuturi dar și producție vegetală cum ar fi legume și fructe și aici avem o creștere dar și produse agricole procesate și aici avem o creștere avem o creștere foarte mare și respectiv ne așteptăm să avem o, o creștere foarte mare. Este și alt lucru care trebuie să gândim în termen, în termen mai lung. Ucraina, de exemplu, în acest an a, a asemănat cu 30% mai puține suprafețe decât în, în anul precedent, respectiv. Uh, trebuie să fim pregătiți și uh, de acest uh, scenariu. Noi observăm că Rusia bombardează în mod intenționat căile maritime pentru exportul ucrainean de uh, cere, uh, cerealiere. Uh, bombardează inclusiv infrastructura portoară de la uh, uh, Nu doar de la Odessa, de, 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 uh, de la De la uh, Reni și din alte porturi din, din Dunăre și respectiv aceasta complică și mai mult situația, dar uh, guvernul găsește modalități să depășim aceste dificultăți. Da, apropo, pentru că aveți acest dialog constructiv cu omologul dumneavoastră de la Kiev, să ne spuneți, pentru Ucraina este limpede dacă va mai uh, fi prelungit contractul de tranzit al gazelor rusești prin teritoriul Ucrainei? Ucraina a anunțat că de la 1 ianuarie 2024 nu va mai... Uh, 2025, cer scuze, de la 1 ianuarie... Până la sfârșitul lui 2024. 24, nu va prelungi contractul de tranzit a gazelor naturale prin Ucraina. Și atunci Republica Moldova de 10 ori trebuie să se gândească cum să fie pregătită în caz când nu mai tranzitează gazele rusești prin teritoriul Ucrainei pentru că ce se întâmplă cu regiunea transnistreană pe acolo pe, uh, cum, ajuns? Cum am ajuns. Republica Moldova, guvernul are obligația să aibă grijă de cetățenii Republicii Moldova și asta vom face. Revenim la domeniul securității. Sub care umbrelă totuși astăzi Republica Moldova și asigură securitatea? Republica Moldova a demonstrat că indiferent de intensitatea atacurilor hibride pe care le face Rusia aici, noi avem capacitatea să asigurăm ordinea publică, să asigurăm că luptăm împotriva acestor grupări criminale care... Încearcă să organizeze proteste, să organizeze proteste cu diferite uh, elemente de destabilizare, să antreneze echipe speciale care să atace poliția, să atace instituțiile, uh, atacurile cu dezinformare, atacurile cu diferite informații ca să inducă uh, disensiuni, inclusiv etnice, coruperea alegătorilor noi facem face, față, acestor provocări. Apropo, șefa statului Maia Sandu a acordat un interviu pentru presa occidentală și ce a spus că liderul grupului Wagner, Evgenie Prigojin, ar fi planificat o lovitură de stat în Republica Moldova pentru a înlătura actuala putere pro-occidentală de la guvernare, mai poate fi destabilizată Republica Moldova. Repet încă o dată și tot insist De multe ori trebuie de repetat, pentru că asta e Să spun că noi am demonstrat că avem capacitatea să asigurăm în aceste condiții dificile și ordinea publică, și pacea, și securitatea, necătând la orice intensitate a atacurilor Rusiei aici. Relația Republica Moldova-NATO. Ce putem noi avem, să spunem noi avem despre această cooperare de... a țării cu Alianța Nord-Atlantică? Avem un spectru de colaborare uh, foarte larg. Acum îl, uh, avem o intensificare a relațiilor, avem asistență pentru dezvoltarea instituțională, avem asistență pentru uh, dezvoltarea cadrului de interoperabilitate și țările membre NATO ajută Republica Moldova să-și dezvolte capacitatea de uh, apărare. Ori noi această capacitate de apărare am ignorat-o foarte mult timp și am ignorat-o foarte mult timp irresponsabil, pentru că noi am încurcat ce înseamnă neutralitatea și ce înseamnă capacitatea de apărare. Ori neutralitatea este doar un instrument de politică externă care nu te ajută atunci când ești atacat de către un agresor. Noi trebuie să ne dezvoltăm capacitatea de apărare, trebuie să ne dezvoltăm instituțiile, dar trebuie să dezvoltăm și o, Și asta vom, vom face, dezvoltăm reziliența socială. Noi ca societate să fim închegați, puternici, uniți. În 32 de ani această neutralitate nu a ajutat măcar ca pe teritoriul Republicii Moldova să nu existe armata rusă. Exact. Apropo, acest, acest principiu de neutralitate a fost introdus în Constituție tocmai în intenția? Ca, ca Rusia să-și retragă militarii din Republica Moldova, și iată, noi am introdus acest criteriu în. Constituție, după care ne-am ascuns în spatele acestui criteriu. Articolul de neutral... 3. 11. Ne neutralitate, iar uh, Rusia, așa și nu și-a retras trupele de. Ba, ba din contra. s-a străduit întotdeauna să șantajeze Republica Moldova și că iată că este timpul uh, ei să învețe o lecție că trebuie să respecte Republica Moldova, trebuie să respecte cetățenii Republicii Moldova. Da, astăzi, cu exactitate, ar putea spune cineva din autorități ce cantitate de muniție este stocată în uh, depozit la Cobasna? Ceea ce este important, au fost mai multe uh, informații la acest subiect, ceea ce este important este potențialul impact. Uh, și uh, potențialul impact uh, este, uh, este uh, după cum uh, s-a remarcat, mai mic decât se încearcă a pretinde. Ați spus ceva mai devreme despre întoarcerea aeroportului internațional Chișinău în posesia statului, dar ce viitor va avea acest obiectiv strategic pentru țară? Pentru că, pe de o parte, se crede că statul, chiar dacă ar avea posibilități, dar sunt limitate, ca să întrețină un asemenea obiectiv strategic, iar, pe de altă parte, am auzit că nu este exclus ca să se revină la ideea identificării unui potențial investitor care ar putea să, să ajute la dezvoltarea acestui Cu siguranță aeroportul internațional Chișinău trebuie să crească. Cu siguranță asta înseamnă investiții de minim 200-250 de milioane de uh, euro în piste, într-un terminal adițional, în îmbunătățirea infrastructurii de uh, securitate, a căilor de acces și așa mai departe. Și guvernul este în căutarea soluției, soluției optime pentru ca aeroportul nostru să crească. Aeroportul nostru să fie unul cu adevărat internațional, dar nu unul în care să fie fraudat de gruparea șor sau altcineva. Dar astăzi nu există o claritate dacă ar trebui să fie partenerii. îmbunătățită infrastructura. Ba da, noi, mai noi... departe, căutându-se acest potențial investitor. Păi da, noi am făcut și un studiu de prefizabilitate. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a prezentat și planurile pe termen lung de dezvoltare a infrastructurii, inclusiv a infrastructurii aeroportoare și în mod special a Aeroportului Internațional Chișinău. Și acum suntem în proces să decidem cum este cel mai bine să asigurăm aceste investiții să vină cât de curând dar evident transparent și cu companii cu reputație internațională să execute aceste lucrări. De la anul nou, taxa aeroportuală nu, mai exista, nu va mai exista cea care era inclusă în costul biletului. Vom, scădem gradual această taxă aeroportuară. Acum, prioritatea este să avem mai multe curse pentru cetățenii Republicii Moldova, dar și pentru turiștii care vin. La fel, să agomodăm creșterea de cerere a traficului aerian din partea partea cetățenilor din Ucraina care vin și zboară prin aeroportul internațional Chișinău. În esență, noi avem o creștere a traficului de pasageri în, în aeroport. chiar uh, și, și asta produce uh... Și totuși se o situație că mai mulți cetățeni aleg să treacă prutul, să meargă la Iași și de acolo să ajungă. Da, o, parte, o parte din la cetățen... destinația da, unde O parte doresc. din cetățeni uh, trec prutul și într adevăr zboară din uh, din Iași în, în, în principal, dar după cum am spus, în esență Numărul de pasageri care, pe care îl deservește aeroportul internațional Chișinău este, este, este mai mare decât a fost anterior. Fluxul e mare pentru că Republica Moldova are acest milion de cetățeni care muncesc peste hotare, mulți dintre ei s-au exact. stabilit acolo. Haideți să vorbim dar un pic și, și mult despre ucrainii, diaspora. Dar și mai mulți Vreau să vorbim un pic da. și despre cei care sunt departe de casă. Diaspora a fost îndemnată cu regularitate. Veniți acasă, mai copii aduceți banii pe care ați reușit să i economisiți, investiții aici în afaceri, că e mare nevoie de acest capital al vostru și ce se atestă. puțin se întorc, se reîntorc. Noi încerc noi, noi uh, obiectivul nostru și asta facem este să atragem cât mai mult uh, diaspora acasă. Ați văzut că există uh, diferite facilități, inclusiv pentru aducerea mașinilor și averii uh, înapoi acasă. Există programele care stimulează investițiile, uh, pare 1 plus 2 și așa mai departe. Și noi vrem să aducem uh, diaspora Acasă. În același timp, vrem să debirocratizăm interacțiunea diasporei uh, cu statul, în mod special în ceea ce privește documentele, în mod special în ceea ce privește interacțiunea cu uh, statul, cu responsator. Aici, efortul de digitalizare uh, ne, ne ajută. Vrem să facem, acum avem un proiect prin care să implicăm diaspora în piața muncii din Republica Moldova. Să începem. Chiar și de la distanță? Chiar și la distanță. Dacă ai o companie pe care o înregistrezi în parcul IT din Republica Moldova, poți să lucrezi uh, de acolo unde ești. Acum lucrăm pentru ca să ne asigurăm că avem o claritate în ceea ce privește plata taxelor, pentru că o parte din cetățenii noștri sunt rezidenți înregistrați în Italia, Germania, Franța și așa mai departe, și, corespunzător, ei pot să lucreze de la distanță în parcul IT. În același timp, eu sper foarte mult și observ deja rezultatul când oamenii din diaspora revin, cetățenii noștri revin acasă, uh, își înființează afaceri. Chiar și acum câteva săptămâni am, am, am avut ocazia și uh, onoarea să vizitez o, o familie la uh, Hâncești. Uh, băieții tinerii au venit din Statele Unite, sunt din domeniul IT și au pus pe roate o afacere excepțională de ambalare a uh, strugurilor pentru uh, piața Europeană, dar și pe, pentru piața Statelor Unite, și ei au, au împărtășit, bun, care sunt și problemele pe care să le depășim împreună, dar și cum au beneficiat de diferite surse de finanțare oferite de stat pentru ca să facă aceste investiții. Timpul trece foarte repede, dar trebuie să vă mai întreb pentru că a început campania electorală și această temere a unora că cei de la guvernare vor folosi resursa administrativă. Putem spune clar că această resursă administrativă nu va fi nu este, folosită în campanie nu este, electorală? Nu este și nu va fi folosită. Și eu la fel voi utiliza Resursele personale ca să merg să vizitez cetățenii și să fiu alături de echipa PAS în campania electorală. Deci, ce înseamnă la că veți utiliza resursele personale? Păi, asta adică adică în, în afara orelor de lucru? În afara orelor de lucru, merg cu mașina personală și mă întâlnesc cu cetățenii împreună cu uh, echipa PAS. Echipa guvernamentală și cât de consolidată este echipa sau ar mai trebui făcute anumite remanieri? Pentru că, iarăși, dacă întrebăm cetățeanul dacă e mulțumit de activitatea tuturor miniștrilor, sigur că sunt și critici la adresa unora. Dumneavoastră, eu am observat că atunci când mergeți la. Firul și ierbii. ierbii? Vă rog să-i întrebați. Iată, eu am observat ce v-au declarat oamenii la 1 octombrie în aceste sincroane pe care le, le luați. Și eu sunt de acord. Îmi place să, să fiu de acord cu ce au declarat la 1 octombrie în sincroanele dumneavoastră la firul ierbii. La ce să ne așteptăm în următoarele luni, ani de la guvernare? Eu zic să nu așteptăm, eu zic să muncim toți împreună. Guvernul trebuie să livreze, guvernul trebuie să asigure mai multe locuri de muncă, guvernul trebuie să asigure uh, condiții pentru ca mediul de afaceri să uh, se dezvolte, guvernul și guvernarea va asigura absolut toate instrumentele ca reforma justiției, justiției să meargă înainte, iar noi, ca o societate uniți, împreună, trebuie să, uh, să muncim. Iar Cetățenii care au nevoie de ajutor, guvernul uh, va acorda uh, ajutor în măsura în care identifică tot mai multe și mai multe resurse pentru uh, a acomoda necesităților diferitor categorii sociale, profesori, învățători, medici, polițiști, carabinieri, alți angajați din sectorul, sectorul public. Domn Decean, dar atunci când se vorbește despre actul guvernării, trebuie să fie manifestat generozitate sau egoism? Pentru că dacă discutăm cu exponenții altor partide cu viziuni pro-occidentale, ei spun că ar fi marginalizați de către guvernare și nu acceptă pe nimeni să ia, să facă parte din echipa guvernamentală, să ajungă în anumite funcții în alte instituții de stat. Uitați-vă, noi oferim aceste oportunități tuturor. Iată, avem membri a unor partide și a unor societăți civile, membri activi în politicul din Republica Moldova, în diferite consilii a a societăților de stat din, din Republica Moldova și eu cred că asta este cea mai bună Acum gândul ne duce imediat la domnul Slusar, dar... Da, iată, este acolo, monitorizează ce se întâmplă la o societate foarte importantă. De fapt, Da, și este. domnul Tofila de la Partidul Schimbării este în exact, nu, nu. de deci, la Moldova prin urmare, gaz... guvernul și guvernarea este foarte deschisă. Dar ei parcă și-ar dori o platformă unde s-ar aduna mai multe forțe politice și ar ajunge la crearea unui consens larg în societate pe câteva probleme importante? Eu cred că în acest, în acest sens guvernarea este foarte deschisă, guvernul este foarte deschis și transparent și Întotdeauna se discută pe uh, toate platformele uh, posibile pentru ca noi să fim o societate, o societate unită. La anumite etape se mai zvânea în spațiu public că Dorin Recean ar intenționa să se retragă din fruntea Guvernului. Uh, de multe ori am răspuns la întrebarea asta. Eu am un mandat. Sarcina primului ministru și a mea personal acum este să traversăm această perioadă foarte dificilă, cu foarte multe Provocări de uh, securitate în același timp să asigurăm o creștere economică, dar și o uh, avansare rapidă pe uh, agenda de integrare europeană. Așa că uh, Dorin Recean va continua să asigure guvernarea în această perioadă dificilă. Și până în 2030, guvernarea va putea să ducă Republica Moldova în UE? Obiectivul nostru este foarte clar, l-a anunțat președinta Sandu. Republica Moldova trebuie să devină membru al Uniunii Europene până în 2030. Și despărțirea de CSI e grea? Ea este graduală și, după cum o observăm, tot mai accelerată. Pe final, un mesaj pentru cetățeni, pentru toți cei care au urmărit această emisiune. Vreau să vă mulțumesc că suntem împreună în acest efort de a construi o democrație adevărată și de a construi Uniunea Europeană aici, la noi, acasă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Sperăm să nu treacă chiar 8 luni de zile. Vă așteptăm! Avem încă multe întrebări. Celor care au urmărit această ediție a emisiunii Puncte de Reflexie le reamintim. Astăzi, la vocea Basarabiei, l-am avut prezent pe șeful Cabinetului de Ministri, Dorin Decean, care mai are o precizare. La 5 noiembrie, toată lumea iese la vot și votează primari pro-europeni. Votează consilieri pro-europeni. Dar de ce insistați cu acest mesaj pentru că și șefa statului doamna Maia Sandu a spus că acele localități unde nu vor ajunge Proces, sau, procesul democratic, este, care, procesul democratic este foarte important să avem primari europeni care pot să le vreze Agenda europeană și asta înseamnă că trebuie uh, să avem primari europeni care pot să beneficieze de proiectele uh, europene. Și dacă vor fi localități unde nu vor fi primari europeni, este pentru că și acolo sunt cetățenii este, Republicii este, Moldova. Uh, da, acolo sunt cetățenii Republicii Moldova și toți primarii care vor asigura integritatea proceselor în ceea ce privește planificarea și desfășurarea proiectelor europene, corespunzător cetățenii vor beneficia. Miza noastră este pe primarii europeni. Punem punct aici. Vă mulțumim pentru atenție. Toate bune, pe curând!